Salut, salut! Bine ați venit din nou în vestiarul Gazetei Sporturilor, locul unde discutăm relaxat cu oameni importanți din fenomen. Astăzi aici, alături de noi, la podcastul Proful de Sport, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României și unul dintre puținii care, după aceea, au trecut prin toate etapele posibile, fotbalist, impresar, acum expert TV, antrenor înainte, prezent așadar mereu în prim planul fotbalului nostru în ultimii 35 de ani, numele lui Ilie Dumitrescu. Salut, Cătălin! Salut, Ilie, mă bucur că ai venit. E o bucurie să te avem invitat aici în vestiarul podcastului nostru. Greu să ne strecurăm programul tău, deși pare că ai viața așa lejeră, boemă, relaxată. Ai destul de multe de făcut. Povestește-ne un pic. Eu sunt onorat și mulțumesc pentru invitație. Faceți o treabă foarte bună aici la Gazeta. Mulțumim. Povestește-ne un pic pentru început. Cu ce te ocupi în afară de ceea ce văd oamenii aproape în fiecare seară la DigiSport? Care e viața ta la 53 de ani? Ce să spun, sunt implicat în 5 emisiuni sportive pe săptămână la Digi, este practic a doua casă pentru mine. Sunt de 12 ani la Digi, mă simt foarte bine, particip la emisiunile Digi Sport Special, Fotbal Club și Fotbal European, practic emisiunea unde vorbim altfel despre fotbal, condusă de Andrei Niculescu și George Dobre. Și în afară de DigiSport? Păi, sunt ambasador Oppo. Da. E un parteneriat recent semnat, parcă, nu? Da. Este, practic, și partener oficial. Oppo a semnat un parteneriat oficial cu cea mai importantă competiție la nivel de club, UEFA Champions League. Da? Eu am două emisiuni la Fotbal European pe seriile de Champions League. Da, sunt, și atunci au făcut asocierea asta. Au făcut și asocierea. Sunt mai multe lucruri, elemente comune. Dorința de a fi cei mai buni, nu știu. Și practic accesul la informații contează foarte mult. Adică sunt momente când te uiți la o fază, la o poziție afară din joc, la un offside și atunci pe mine mă ajută foarte mult Oppo în multe momente din emisiuni să iau o decizie ca în fotbal în criză de timp și spațiu. De var, da. Da. Și în afară de asta mai e și sunt ambasador Superbet, unde într-adevăr avem acolo și acolo o echipă foarte bună, adică director de marketing Vlastimir Vukadinovici a făcut o echipă de top, așa ca să spun așa, în rândul ambasadorilor, adică adunat din toate sporturile. Uite, chiar astăzi am fost să-l văd pe Mihai Leu la raliul ăsta important. Ai Virgil Stănescu, care a jucat în NBA, ai Ana Maria Brânză, o somitate, da, în scrimă, e o campioană, da, Stelea Răducioiu, eu din generația de aur, adică avem o echipă super, o echipă foarte, foarte bună. Nu te plictisești, adică în permanență ai câte o acțiune, ai ceva de făcut, seriile sunt ocupate cu... Nu, ziua mea încep cu programul de pregătire fizică la stejarii, adică am o... Ce înseamnă pregătire fizică pentru tine? Păi o oră, un kilometru jumătate de not, o oră, 60 de minute de eliptică, după care puțin spa, după care încep activitatea. În general, emisiunile sunt seara. Deja în orice acțiune sunt implicat, le spun că ideal ar fi după ora 14 și mi-am făcut un stil de viață așa, chiar și acum noi ți-am cerut să fim mai să filmăm spre seară, că dimineața ești ocupat. Da. Practic tot ceea ce faci se învârte în continuare în jurul sportului, în jurul fotbalului, în jurul domeniului care te-a făcut celebru și te-a păstrat sub efectoare de atâta timp. Clar că totul pornește de la fotbal. Este clar că având aproape 22 de evenimente sportive, emisiuni la Digi, sunt ancorat atât în fotbal internațional, în fotbal intern, că și tot ceea ce se întâmplă la nivel de echipă națională. Ai visat vreodată să faci altceva în afară de fotbal? Când erai copil sau poate după ce te-ai retras? Sătul de fotbal după retragere, hai să încerc și altceva? Sau fotbalul a rămas principala ta preocupare din totdeauna? Să știi că, Cătălin, că sunt destul de cerebral, apropo, când m-ai întrebat de dacă aș putea să fac și altceva. Nu, de exemplu, nu particip la emisiuni, la alt gen de emisiuni.
Îmi place să vorbesc mai despre fotbal. Am avut foarte multe oferte să mă implic în multe chestii, apropo, chiar și, nu știu, chiar să intru în politică la un moment dat. Ăsta a fost ultimul șapte... bun. A fost ăsta, și acum recent. Aici, ăsta a fost, ipoteza asta vehiculată în presă nu a fost asta conform cu realitatea. Acum câteva săptămâni. Da. Dar în trecut am avut oferte tot pentru o funcție de genul ăsta, să iau cazul să candidez primul pe listă, nu știu, la Senat și să fiu... să candidez la vreo primărie din sectorul. De ce din nu te-a atras? Nu, pentru că trebuie să fii pregătit. Cred că am ajuns la maturitatea ca persoană în care n-aș putea să intru într-un domeniu în care să nu fiu pregătit. Uh-huh. Cred că de asta sunt, mi-am câștigat așa un statut de analist echilibrat, echidistant și profesionist în ceea ce știu să fac cel mai bine, că la fotbal. Și atunci, în momentul în care eu dau un verdict, vine din partea unei persoane calificate. Autorizată, da? Autorizată, o persoană autorizată. Ce aș face eu să mă duc să intru în administrație, într-o zonă de genul ăsta? Te-ai fi simțit doar folosit de cei care te voiau acolo pentru imagine? Nu folosit, dar nu sunt pregătit. Eu cred că orice persoană, în momentul în care face pas, un pas important în viață într-un domeniu, trebuie să fii pregătit. O să mă cheme cineva la o discuție, cum ai chemat-o acum, o discuție la liber. Dar au fost mari sportivi românii care au făcut pasul spre politică. Nu știu, Ilie Năstase, da, probabil că au fost pregătiți. Da, probabil că au fost pregătiți. Probabil că au fost și atrași de zona asta. Trebuie să fii atras, trebuie să-ți placă și trebuie să fii pregătit. Cred că și tu n-ai bifat nimic. Nu n-am bifat nimic și nici nu sunt pregătit. Adică ar fi penibil ca eu să intru într-o zonă de genul ăsta. Și e, dacă ai refuzat până acum, eu, spui că nici nu te va tenta. Nu mă tentează zona asta și nici nu cochetez. Și eu m-am mirat dar nu m-am gândit săptămâni când a apărut informația că vei candida la primăria sectorului 5. Cătălin, sunt foarte multe știri care apar la anumite site-uri. Sunt liber să scrie și îi respect, au tot respectul, dar în momentul în care un site, cred că la GSP n-a apărut, de exemplu, că sunteți un site la Digisport, de ce n-a apărut? Adică controlați și informația, verificați puțin informația înainte de a publica chestia asta. Mă gândesc adică, totuși că cineva din politică a avut interesul să răspundească și au apărut respectiv, în câteva, în câteva site-uri de presă importante din România chestia asta. Atunci fetița mea mi-a dat mesaj, Maira mi-a dat mesaj și m-a întrebat, păi tati, intri în politică? Nu le spui și nouă, dar... Și nu spui și mie, că vreau să te susțin. Și am spus, fata mea, nu s-a pus problema și nu nimic, nu este nimic adevărat. Și imediat am sunat la colegii mei de la site, de la Digi și au dat-o... Am făcut repede, am dat o știre în care exact ce ți-am spus și ție, nu sunt pregătit, nu mă interesează și nu voi intra în politică niciodată. Rămâi pe viață în fotbal, ca să spun așa. Păi, este lucru în care fotbal mi-a dat totul la viața asta. Mi-a dat absolut totul, satisfacții morale, materiale și mă simt confortabil. De exemplu, a trebuit să țin un speech la Oppo sau să merg într-o emisiune cu acceptul lui Digi la, a fost ieri ziua mondială în lupta pentru în lupta împotriva cancerului la sân la femei, da. Și trebuie să dau un mesaj. Am emoții, nu mă simt confortabil, într-o zonă în care străină, exact. În schimb, dacă mai vedea într-o emisiune sportivă sau cum sunt aici cu tine, stăm 3 zile, discutăm. Deci ca peștele în apă, da. Și nu am niciun fel de emoție și niciun fel de stres. Și pot să spun că nu cred că, cel puțin când este vorba despre mine, nu cred că cel mai indicat și cel mai sfat aș da, în momentul când faci ceva, să faci într-un domeniu în care poți să stăpânești și ești... E important să-i simți... Adică dai cel mai, cum să spun eu, dai cel mai bun randament, că de fapt tot în zona aia de... E foarte important să-i simți ridicolului și mulți nu-l au și se bagă în zone pe care nu le stăpânesc și evident se fac de râs, adică ajung... Să intre în politică oameni care n-au nici în plin, nici în mânecă, când își asumă ceva sau probabil în care... pentru niște beneficii de imagine sau poate chiar financiare de care tu n-ai avut nevoie. Nu pot să judecăm pe nimeni. Eu nu pot să judec pe nimeni. Adică fiecare are... Adică decide pentru el și în momentul când decizi să faci ceva, îți asumi. Bun, pentru cei foarte tineri
o scurtă lecție de istorie aici la Proful de Sport despre Ilie Dumitrescu, cine a fost, un fotbalist uriaș, produs 100% al Stelei, crescut de la 8 ani în Ghencea, debutat la marea echipă a Stelei de dinainte de 89, împrumutat apoi un sezon la FC Olt, întors la echipa din Ghencea, devenit unul dintre cele mai importante nume ale echipei respective, un fotbalist indispensabil și pentru Steaua și pentru echipa națională, transferat ulterior în străinătate, Anglia, Spania, Mexic, revenit în Ghencea, retras din Ghencea, scurtă perioadă impresar, 10 ani antrenor după aceea, după care în ultimii 12 ani, cum spuneai și tu, da, analist, analist TV. Hai să o luăm ușor, pas cu pas, de la începuturile tale în fenomen. Cum s-a transformat un copil venit dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al capitalei, într-un fotbalist atât de bun? Ce crezi tu că a contat cel mai mult în traseul tău ulterior? Talentul, munca sau norocul? Cel mai mult a contat ceea ce mi-a transmis tatăl meu. De la 2 sau 3 ani mă ținea așa pe umeri și mergeam la stadion, el fiind fan Steaua, la toate meciurile Stelei de acasă. Era un ritual, ne opream undeva la în 13 septembrie, era un restaurant acolo pe colț, Muncitorul se chema. Dacă exista un buget pentru zona aia înainte de să mergi la stadion, erau doi mici cu nu știu ce, cu o pâine, cu o chiflă, cu puțin muștar și mergeam la meci sau cu un cremvuș în acela, nu era hot dog, cremvuș vechi. Nu în pâine, cum se mânca pe vremea aia. Da, cu puțin muștar și mergeam la stadion. Era chiar o chestie de-asta așa de... Ritualul fiecărui weekend, mă rog, din 2-2. Da, și... Să spun eu, atmosfera de la stadion. Și am deschis ochii cu cine să spun, cu Marcel Ducanu, cu Liță Dumitru, cu Iordănescu, Zamfir, Troi. Adică îi rețin și acum. Da? Adică Zamfir de extremă stângă era o chestie, cred că, la nivelul Geeks. Nu știu, fac așa niște comparații acum ca... Da. I-ai văzut pe toți, cei da. Mai tineri sau cei care, mă rog, sunt ancorați și sunt iubitori de fotbal, să aibă și exemplul ăsta din... Deci, Zamfir era o extremă de asta stângă care dribla în regim de viteză, niște schimbări de direcție, centra senzațional. Iordănescu, o tehnică de asta superioară, apărea foarte bine la finalizare, deci Marcel Ducanu, eu am fost fan Marcel Ducanu. A fost idolul copilăriei tale? Da. Liță Dumitru, exterioare, alunecări, pase, verticalizat, ce să spun, era o plăcere. Steaua juca spectaculos. Dar cam asta era spectacol la Steaua. Încet, încet, pe urmă, încercam și eu ce vedeam pe la stadion să mă joc în fața blocului acolo. După care, la 8 ani, m-a dus la o selecție, apărea în Sportul, apărea așa un articol. Câteva rânduri. Data de selecție. Da, selecție exact pentru copii născuți în nu știu ce. Și am fost acolo, cred că erau vreo 200-300 de copii. Pitici, așa le spune. Da, la pitici, da. La pitici, ăsta trebuie. Da. Pitici. M-am remarcat, am rămas în primii 26 și încet, încet, în fiecare zi. Și la un moment dat, tata mă întreabă că i-a fost chemat la școală, că lipseam, știi? Și păi ce faci? De ce nu te duci la ore sau nu știu ce? Și am spus, tată, dar nu știu, cred că mai bine fac 2 antrenamente pe zi decât să... Adică aveam antrenamentul de dimineață și mai era o grupă care făcea și după amiază la Petre Mihai. Și zic, nu știu, cred că mă așteptam mai mult să merg la anumite zile să fac și 2 antrenamente pe zi. Și nu mi-a făcut nimic atunci. Adică nu mi-a tăiat-o, nu m-a certat, nu nimic. Nu te-a condiționat să-i... Adică mi-a zis, bă, sper că într-o zi să merite. Toate eforturile astea care le depui și tot ceea ce faci tu și în zona asta de fotbal, să ajungi să poți să fii, să-ți aducă o liniște financiară și să fii bine.
Și am zis că asta îmi place cel mai mult. Eu eram, vorbeam foarte deschis cu, cu tata. Zic că asta îmi place, ok, o să fac acolo note de trecere. N-am fost un elev că n-am excelat. Da, da. Am avut un diriginte foarte bun care m-a susținut la un moment dat, pentru că la 14 ani am avut o accidentare complicată, am avut dublă fractură de maleolă. Am stat în 22 picior în gips. Complicat maleolă. Da, da, da. Și atunci toată lumea credea că renunț. Dar în niciun moment nu m-am gândit că nu o să fac, că nu o să ajung să joc fotbal în Liga 1, mă rog, prima divizie, cum era atunci. M-am pregătit, la un moment dat am ajuns la loturile naționale, la sub 15-16, mă rog, aveam meciuri pe la UEFA 87, ca așa se numea, UEFA 87. Și la un moment dat ajunsesem eu la junior, la junior republicani, și tot timpul primeam, erau telegrame de convocare. Veneau la club. Veneau la club la Alexandrescu. Uh-huh. Ion Alexandrescu. Cel mai mare conducător care l-a avut, din punctul meu de vedere, fotbal românesc. Și Iotănescu întreabă, cine-i copilul ăsta? Cine-i puștul ăsta? Că vedem că tot vin convocări pe numele lui. Și mie de la academie nu spune nimeni, adică să luăm și noi odată la antrenament la echipa mare, că de fapt ăsta era subiectul. Și eu, păi, și atunci să vezi că e meci. Acum e un derby cu Ari Pitești, locul 1, Ari Pitești, Steaua locul 2. Era tatălui Ianovski. Ianovski. Tatălui Ianovski era la Ari Pitești. Mare. Cel mai mare descoperitor da, de talente. Da, da, da. Bun, rău, bun. În zona aia acolo, în Argeș. Și meciul ăla. Iordănescu la meci. Era junior republican, pormă tinere și pormă echipa mare. A venit el pe la 1-2 când era meci, nu știu ce. 3-1, juca Vlădoiul la Lipitești. 3-1 am dat două goluri. La meciul ăla și pe meci m-a chemat. Puștile ghete de fotbal. Zic, am și turnate, am și deșurubabile. Dar cum era așa pregătit? Că pe vremea aia e surprinzător. Tata, Dumnezeu să-l ierte, că lăsa totul, adică mâncam o dată pe săptămână carne, dar mie îmi cumpăra ghete. Sau la două săptămâni mâncă. Adică cumva neglijat. A știut că trebuie să investească în direcția mama asta. Mama era casnică, doar tata muncea. Și atunci nu câtre, nu mă lăsa. Adică știa că și toată lumea accepta din familie. Și sora mea și că era mai mare ca mine, dar și mama. Și toată familia accepta chestia asta că trebuie să fiu susținut în zona asta. Știi? A fost cumva ideea. Iar Iordănescu, bă, toți când intre spuneau că n-au, că nu știu ce, tu ai ieșit de jurubabil și zic, da, am. Adică tu erai pregătit pentru performanță, pregătit, da, nu pentru pregătit, pentru performanță trasam și ghete de șurubabile și ghete de și turnate. Mâine la 9 o să vii la echipa mare că vreau să faci antrenamentele cu prima echipă. 18 ani avea atunci, nu? Nu, mai puțin. Da, nu făcusem 18 ani. Dai seama că n-am dormit. Toată noaptea eram toată. Adică intru eu în vestiar cu campionii europeni. Stai puțin. Ducadam, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu, Bălan, Majaru, Stoica, Balint, Lăcătuș Pițurcă. O știi pe de rost, cum o știau Pușcaș, toți stelistii. Mai erau și da. Păi că eu mâine o să intru în vestiar cu ăștia. Păi dai seama, am ajuns acolo pe la 9 de dimineața, când mi-ai zis el, te duci la masă, dar mănânci seara, la 9, ajuns... stai puțin, că m-am dus la meci. Meciul a fost. S-au distrat, nu mai țin minte exact cu cine a jucat meciul la casă, nu știu ce vreo, 4-0. Era și Radu 2. Era și noi, am prins pe Radu 2. Păi și noi, eram după meci, am mers pe jos până acasă cu tata. Tata, bă, să mănânci bine cu tare în seara asta, să fii mâine. Dai seama că
Ce înseamnă a să doua... mănânci bine pe vremea aia? Ce mi-a făcut, spun eu, mi-a făcut un șnițel cu cartofi și cu o salată, mama. Asta era mâncarea campionilor, cum ar veni, adică... Da. De fapt, știi cum e, că era și acum un fel de sărbătoare că mâncai chestia asta. Da, asta zic. Bine, era și perioada aia când se găsea, trebuia să stai la rând la carne, nu știu dacă... Eram copil și eu și mi-aduc aminte foarte bine. Trebuia să stai de la ora, nu știu ce oră, de seara până nu știu când sau cumva să te duci de dimineață, stai până vine carnea și îți dădeai, nu puteai să iei decât 2 kg și nu știu ce. Adică nu era ca acum să te duci să-ți dați și mie 2 feliuțe de... Chiar dacă aveai bani, era greu să procuri pe vremea aia. Două feliuțe pentru, nu știu, sau cum e acum, 300 de grame, 500 de grame sau nu. Atunci luai 2 kg, dacă puteai să iei și mai mult era ideal, dar mă rog. Și 9 dimineața am fost acolo la stadion, ne-am trezit după la 7 și ceva, am mâncat, hai că spun și ce am mâncat, că aia m-a marcat foarte tare. Am mâncat un ceai cu zahăr ars, făcea mama. Cu unt și cu pâine prăjită și dulceață de vișine făcută de mama. Dimineața când trebuia să te prezinți la echipa mare. Da. O să acolo chelmez bă Vila Nouă, că este ai la toată lumea trebuie să vină micul la Nouă la stadion micul dejun acolo și cum să mă duc eu să intru la micul dejun? Nu-ți dai seama cine erau ăștia. Dar tu ai crescut cine cu erau... ei totuși, ai crescut păi uitându-te la ei prin gar. Ei, mai auzeau ei pe acolo de, băi, un puș pe acolo, nu știu ce. Da. Știi cum e, că nu e... Ca să intri cu ăștia în vestiar, adică trebuia să te naști de 10 ori să ai norocul să intri în vestiar cu ăștia. Deci eu așa o luam. Bă, dacă te naști de 10 ori... Nu poți să intri în vestiar dacă nu ai, nu ai șansa asta să intri în vestiar cu în vestiarul ăsta în cabină, cum să spun eu, în uite, asta ce e aici, un vestiar, nu? Da, da. Cu stelele astea cu jucătorii ăștia importanți și mă vede Ordănescu, el a ajuns pe la 91. Ce faci mai, nu știu ce. Păi, am exact acolo cu minte, știi că era intrai, coborai și era vestiarul în partea dreaptă. Uh-huh. Și stăteam în hol acolo. Pe tunelul care după aia iese în terenul trăceau central. Jucători, da, trăceau jucători, mergeau aia aici, nu știu ce. M-am luat la masă și am intrat la masă acolo. Neața, toți cu tare loc. Neapuiu. Bă, vreau să vă prezint, vreau să găsiți cu da, te așezi aici la masă, să-i dați să plânce și copilul, pur m-a prezentat în cabină. N-am intrat, mâncam cu notul. Și cum te-a prezentat în cabină? Mai știi? În cabină, da. Cum? Cum te-a prezentat? Păi vreau să vă prezint, este un copil de perspectivă, cu un potențial. Vreau să facă pregătirea cu, de astăzi va face pregătirea cu prima echipă. De genul să-l primim frumos, să-l ajutăm, să nu știu ce, ceva de genul ăsta, da. Cine erau șefii echipei atunci, în vestiar? Adică cine avea cuvânt de spus? Cine erau păi, oamenii care ridicau vocea? Ca să ajungi să faci performanță, fiecare compartiment... Trebuie să aibă un reprezentant. Nu! Fiecare compartiment, pe fiecare post, în poartă, ducada, în pormă, stângaciu lung, nu știu mai ce... buni, grei, da? Pe urmă, ia linia de fund. Păi cine nu avea personalitate în compartimentul ăla? Bărbulescu? Iovan? Bumbescu? Belodedici? Păi toți erau așa, da. Toți. Adică era foarte, cum să spun eu, de asta cred că și pe urmă noi am făcut, pentru că în fiecare compartiment, în fiecare poziție au jucători grei care și-asumau, care aveau personalitate, cereau mingea, intrau în joc. Mai spun la mijloc, pormăși, lecătuși, pițuri, că era și Hagi când am intrat, era și Hagi. Dar acolo era respectul ăla. Cine, când intra Ilie Ceaușescu sau nu știu ce, cine avea cel mai mare, cum să spun eu, personalitate, așa, și lecătuși. El era cu gura mai mare. Stoica? Păi Stoica era... Și am fost capitan. La Steaua? Da.
Dar pentru mine unicul capitan este Tudor Stoica. Exemplu în pregătire, modestie, fantastic juca la orice echipă de top din ziua de astăzi Stoica. Luat Stoica de atunci, pus astăzi în orice echipă în fața apărării, Kanté, ce să spun, Busquets, ce exemplu să-ți mai dau, Makelele în trecut, recupera capacitate de efort, pressing de întâmpinare, verticaliza, progresie cu mingea la picior, geniu în postul ăsta. Dar în teren, deci îmi spunea, hai puștule, hai acum, hai să... Deci nu exista așa ceva, deci mare, imens. Și m-a ajutat foarte mult. Prin atitudine față de tine, spune, adică... Deși față de mine și față de toți. Deci era, nu se putea așa ceva, nu exista așa ceva pentru mine. Eu am doi jucători care niciodată n-am să ridic ochii sau niciodată, indiferent care e contextul, n-o niciodată poate să spun orice despre mine. Care sunt? Lăcătuș și Stoica. Deci Lăcătuș, când eu am debutat, m-a luat de la junior, mă pregăteam cu echipa mare, beci la Vâlcea, 4-0. Pentru Steaua, evident. 4-0 în deplasare. Și atunci, pe margine acolo, eu cu Lăcătuș în cameră. Uh-huh. Te-a luat să te crească, cum se spune. Să mă crească. Ritual. Nu știu câte ore înainte să împăr pirea. Mânca aia citea presa. Masaj, nu deranja nimeni. Cu tare, nu scoteam niciun cuvânt într-un colț. Da, un fel de șef al echipei. Șoc cu el în cameră. Mai erau vreo 12-15 minute de joc. Fiind la match. Vrenea puiele, bagă-l și pe puștul ăsta. Ce facem? Când îl bagi și pe puștul ăsta? Și pe cine să scut? Ies eu. De ce? Adică așa ceva nu se poate. A ieșit el. Schimbare. Uh-huh. Lăcătuș, intră Ilie Dumitrescu. Bălăni mi-a dat prima pasă când am soit. M-a chemat Vinoncoaie, mi-a dat o pasă laterală, două înapoi, simplu, ce să fac? Ca să câștigi un pic de curaj. Da, exact, să intru puțin în joc. Și pe urmă, am fost împrumutat la FC Olt, am jucat din 34-33, super jucător și acolo și vreau să vorbesc despre ei pentru că erau senzațional pentru Liga 1. Maria Popesculeța, Iftimie, Laurențiu, Pena, Turcu. A fost și Petrescu acolo. Uh-huh. Da. Am jucat și cu Mihai Zanfir, care a fost pe la FC Argeș. A jucat și Minea, fratele lui Iulian. Amândoi au jucat la Steaua. Fotbaliști. Da. Cât de dezamăgit. Deci nu jucam mijlocaș ofensiv. Și fundaș stânga. Și fundaș stânga sau fundaș stânga ca să-mi facă și mie loc cumva. Am înțeles. Deci pentru că erau numai fotbaliști. Doar înțelegi? Acolo puteai să-ți găsești un loc în echipă. Da. Și la un meci, cu asta altă chestie mișto, la un meci eram fundaș dreapta și dau de Vaișcovici. Jucam cu Victoria. Mm-hmm. Ăla era la Victoria. Era, primută, da. Era la... Băi, eu fundaș stânga el extremă dreaptă. Așa. Bun, și Vaișcovici. Cătăline. Deci ce a putut să-mi facă meciul ăla... În afară că ne-a bătut, nu știu ce, m-a întors, m-a zăpăcit, m-a driblat când a vrut el, m-a depășit, se făcea că centrează, băga malecare, mai mă întorcea o dată, hai bă, ridică-te, nu știu ce, mai se făcea încă o dată, deci m-a umilit în meciul ăla. Mamă, la meci cine crezi că era Iordănescu? Știai? Nu știam, l-am văzut acolo, ce fac, cum ești? Nu uit nici acum, ai fost caz de targă astăzi, nu? Da. Ata gândul meu, ce să mă... Ce-ai zis, gata, s-a terminat cu Steaua. Da. Mi-a prins bine fundaș stânga, fundaș dreapta, că pormă, știi, trebuie să joci ambele faze, am mai prins ai puțin mai experiență, de... da, și pormă am făcut. Am debutat primul meci la... Primul meci oficial am debutat cu Brașov, primul meci acasă, am bătut cu 3-2, am dat 2 goluri. După ce te-ai întors la Steaua. Da, da. Dar cât de dezamăgit ai fost când Steaua te-a împrumutat la FC Olt? Adică visul tău a fost de copil greu. Să ajungi la echipa mare, ai jucat două meciuri și ai plecat. M-a chemat
Era așa. Era Alexandrescu, Iordănescu în vestiar, în biroul lui, da, Alexandrescu, da, la etajul 1 acolo. Știi unde era biroul sus acolo. Și îmi spune... Copile? A, da, ești cel mai bun produs de la noi, de la junior. Am vorbit cu domnul Gheorghiță Bărbulescu și cu domnul Valentin. Nu, Gheorghiță Bărbulescu și eu. Emil Bărbulescu. Gheorghiță și Emil Bărbulescu. Uh-huh. O să te împrumutăm un an de zile și în funcție de ce randament dai, vedem pe urmă ce facem. Am plecat dezamăgit. Adică trist, dezamăgit, nu știu ce, dar în același timp, subconștient, dădeam seama că era foarte complicat direct de la junior să, fără să am totuși un tonus al competiției din prima ligă, să pot să mă bat cu, să intru în luptă pentru un post în, la prima echipă. Am să acolo. Am muncit mult, greu, dar am jucat din 34-33 de meciuri. N-am jucat un meci, că am avut două galbene. Tatăl tău dezamăgit și el când a auzit că vei pleca de la Steaua? Visul lui era să te vadă titular la Steaua, nu? Mă, și cum e că... tata avea o vorbă. Păi ce vrei, te duci acolo, trebuie să demonstrezi dacă ești bun, stai înapoi. Trebuie să mergi acolo, să te impui, trebuie să joci. Pozitiv, adică. Da, nu trebuie, adică nu lăsa capul jos. Eram eu trist, înțelegi, dar asta e. Mi-a prins foarte bine mie experiența aia la Scorincești. Și pe care, clar, încet, încet, goluri prin cupele europene, am făcut pasul la echipa națională. Da, totuși, Steaua, cum te-a luat înapoi, după un an? La un moment dat, eu eram la tineret. Națională de tineret. La Națională de tineret, sub 21. Așa. Și la un meci a venit Lucescu și m-a văzut. M-a jucat foarte bine meciul ăla. Cumva m-a chemat, am stat de vorbă, s-ar putea, mie îmi place, își vrea să zic, să mergi la Dinamo. Da, ce să caut eu la... Mă rog, în sfârșit, mie îmi place de tine, cum să spun eu, a fost o chestie de... De-a validat cumva. Cumva, pe urmă, Gică Constantin, deci, la Craiova. Gică Constantin a vrut să mă ia pe mine și pe Petrescu la Craiova, uh-huh, după un sezon la FC-ul. Oamenii aveau ochi. Ochi, da. Și Popescu fusese împrumutat un an de zile, să nu știu cum, la Steaua. Venise înapoi și Gică Constantin i-a propus lui Iordănescu o schemă. Dă-mi pe copiii ăștia doi de la... Dă-mi pe Popescu, dar dă-mi-l pe Dan Petrescu și pe Ilie Dumitrescu. Și nu s-a făcut tranzacția. Nu știu care au fost motivele, nu știu care... Ce conține. Nu s-a făcut tranzacția. Cert e că două echipe foarte importante deja da, puseseră ochii pe tine, nu? Adică Dinamo și Craiova te voiau. Și atunci Steaua s-a activat. Ai zis, băi, al nostru. S-a activat, mă chemase înapoi. Mi-a spus, veniți, terminase în perioada aia de la Polk, mi-a spus, bă, trebuie să mergi înapoi la... Pe vremea aia, rivalitatea era foarte mare. Cum era pentru tatăl tău, stelist de o viață, care te-a dus de mână la stadion pe Ghencea să te fi văzut la 18 ani? A fost o discuție, știi? A fost o discuție, era. A fost o discuție și... Dar cumva... O discuție care a făcut valuri, știi? S-a dus vorba, da. Și atunci... Cumva, s-a activat orgoliu și în Ghencea. Nu la polmă venise chestia asta. Gică Popescu, pe el juca cu Benfica, jucase cu Glasgow Rangers, cu Benfica Popescu. Și apoi a fugit. N-a fugit. Mă rog, a fugit să se întoarcă la Craiova, în sensul ăsta. Da, cred că avea un an, ceva de genul ăsta era înțelegerea. Bun, când te-ai întors? Și noi eram la... Eu am prins decât pregătirea cu Petrescu la Olt. Și pe el l-a luat înapoi, că el avea deja un an la Olt. Deci el fusese rețeta asta cu FC Olt. A mers la Petrescu, da, și m-a dat și pe mine. Și atunci a propus Gica Constantin, profesorul. Dom'le, vreau bine, trebuie să Popescu, dați-mi poștea de...
și n-a vrut. Nu s-a făcut tranzacția. Da. Pe care încet, încet ne-am impus amândoi și eu și Petrescu și am început să ne dezvoltăm când așa. Când te-ai întors de la Ol la Steaua, echipa a trebuit cumva să-și schimbe un pic stilul. Tu practic ai luat locul lui Majaru, nu? În stânga, acolo. Nu, pe Majaru anul ăla l-a dat. Deci cum am ajuns eu... Asta zic, a fost dat la Sibiu, nu știu. Asta zic, adică s-a schimbat un pic stilul. Majaru era foarte tehnic, dar destul de static. Nu, Majaru era... În timp ce tu ai venit pe viteză era, și pe... Era mai tehnic și implicare. Ca mine. Deci Majaru era mai tehnic și super ca mine, tehnic. Și ca Balin, și ca Bălan, și ca... Dar nu prea îi plăcea să alerge. Nu, îi plăcea să alerge. Stătea la umbră, dar pe partea cu oficiala. Nu, Majaru, nu, doamne, asta e impresie greșită. Domnule, Majaru era, avea o tehnică superioară cu mult peste noi. Am dat exemple astea. Hagi avea altceva sau era altceva. Hagi out of this world. În afară din discuții, în orice comparație. Dar Majaru era peste... Ca tehnică, nu eram ascundem, zero în fața lui. Ideea este că eu aveam viteză mai bună. Asta zic. S-a schimbat un pic stil. Cred că un plus că apărea mai bun la finalizare. Da? Dar eu n-am fost în competiție cu Majaru. Când ai venit tu, a plecat el. Când am venit eu de la FC Olt, era așa, la mijloc. Hagi, Rotariu, Stoica, Bălănică nu plecase. Bălănică plecase. Hagi, Stoica, Rotariu, Bălan, Balint, Măstăcan, Stan. Deci eram ceva... Uh-huh. Era ceva concurență. Lăcătuși pițuri în față. Ce vreau să spun este că Iordănescu a avut un ochi pentru tine. Nu. Și hai să spun. Și... au fost și acolo primele meciuri de-astea. Nici nu m-a dezbrăcat. Pormă prin... am dat un gol cu Partizan Belgrad în cupa aia, Steaua m-a pus titular. În pregătire și până aia n-am contat, dar mă pregăteam în antrenament. Știi cum e, ce experiență și ce ochi are Iordănescu? Îi dă seama dacă vreodată la un meci, bă, pot să-l bag și pe ăsta puțin aici, să-l încercăm și pe ăsta. Știi? Mi-a dat meci titular cu Partizan Belgrad, am jucat bine, zic eu, am dat și gol. În cupa aia am câștigat cupa Steaua. Pe urmă plecăm în turneu la astea, primul meci pierdem cu 3-1. Eu n-am jucat cu Bruj și jucăm cu Atletico de Madrid. Mă bagă titular și joc bine. Și auzeam și eu pe aia ce vă spun. Bun, copilul cu tare Stoica aia pe acolo, lăcătuși, pițurcă, bun, domn, bun, tehnică pe asta. Nu știu ce spuneau ei pe acolo, mă lăudau, știi? Joc cum ești pe la Baia Mare, când credeam eu că joc, că pot să fiu, cred că eu simțeam eu că pot să fiu titular la primul meci acasă. Eu un meci pe la Baia Mare, nu știu, m-am jucat un amical, nu știu cum, o chestie de-astea. N-am jucat bine, m-a scos la pauză. Zic, gata, nu joc. Până ziua meciului, mă cheamă la înainte de meci cu Brașov, eram la Băneasa, ne scotea la Casa Albă. Ne scoteam fiecare dimineață la plimbare tare și mai ia și mă întreb ce faci, nu știu ce, cum te simți, ne? Vezi că joci, ai grijă, uite așa să faci, să dezi, nu știu ce, mă pleca el tot, nu știu ce, două goluri. Și încet, încet, cum să spun eu, am prins încredere și rădăcini în echipa. Am prins încredere. Dar cum explici totuși că într-o echipă cu atât de mulți fotbaliști foarte mari? E mai ușor. Nu erau și orgolii din astea? Nu, e mai ușor. E mai ușor pentru că aici e așa. Îl acceptăm sau nu îl acceptăm? Dacă te simți că e jucător, că ai, okay, că ți-asum, că ai și personalitate, și că ai, au nevoie de tine până la urmă și ei. Și că în anumite momente îi scoți tu pe ei. Știi, adică de fapt asta e. Te acceptă imediat. Eu mă duceam în careul ăla de 5 contra 2, unde erau numai... Eu le spuneam... Zei. Nu zei. Păi ce, dacă...
Deci eu făceam fizic la primul exercițiu. Deci eu nu mai puteam să continui, că nu mai la mijloc stăteam. Ai înțeles? Adică, dar eram cu ei acolo, acceptam chestia asta și lor le, cumva, știi? Acceptai, munceai și îți propuneai mai mult. Ăștia nu fut pe ce, dacă îi dădeai o pasă puțin lateral lui Bumbescu. Dacă îi dai o jumătate de centimetru lui Bumbescu, stânga sau așa, puțin lateral, ce faci, mă, ce-i cu pasă? Stai, intră la mijloc. Te forțau să te perfecționezi, nu? Da, cam asta e ideea. Exact. Adică... Mi-a prins bine, da. Bun. Da. Da, fotbaliști uriași, adică tu ai intrat într-o echipă care era campioana Europei. Nu există așa ceva. Eu m-am dezvoltat ca jucător, am făcut progresul, pentru că n-ai cum să nu crești valori lângă stelele astea, lângă starurile astea. Nu există așa ceva. M-au ajutat. Dar, repet, trebuie să te simtă, trebuie să te accepte că nu tremură glezna, că ai personalitate. Da, da, da. Și că... Ei spuneau, băi, are sânge. E, n-ai, asta spuneau. N-ai, cum e. Adică trebuie să te accepte, că altfel nu puteai să faci pasul la... Deci, întorcându-ne cumva la una din primele întrebări, procentual, talent, muncă și noroc, cam cum ai împărți meritele pentru cariera ta? Talent, muncă talent și am noroc. Fost de mic. Am avut de... Se vedea de când am făcut la prima selecție. Multă muncă. Ca dovadă că pur mai târziu când n-am mai muncit la fel de mult și am avut alte priorități. Uh-huh. Am scăzut ca randament și bineînțeles că e și gramul ăla de noroc care trebuie să-l ai. Adică trebuie să-l ai. Știi? Dar fiecare perioadă din viața mea de fotbalist a fost super frumoasă. Și apropo de noroc, un moment în care ți-a lipsit norocul a fost 1989, când ai ratat finala Cupei Campionilor dintr-o prostie. Ai luat un galben. Nu, ăla n-a fost. A fost greșeala lui Hagi, care vrea să facă tot. Absolut tot. Care vrea să bată și un out. De ce să... Eu, mintea mea... Bă, și... Nu mai contează. Lateral stânga una, eu iau mingea și am luat mingea că aveam soluție să dau repede, să reluăm jocul rapid. Și el nu-l las acolo. Eu executant. Ai apucat să arunci mingea? Nu, eu care dacă îmi spunea ceva, da, să trăiți, las mingea. Vine el, pac, cartonaș. Pentru tragere de timp. Da, pentru tragere de timp. Ți-a căzut cerul în cap? Și ți-a dat seama pe loc atunci? Da, trebuie să fiu și protejat. De? De echipă, da, zici tu. Nu știu, nu de echipă. Bă, 4-0 în tur. Să te fi scos, zici tu. Da, bă, ceva, nu știu, acum m-a băgat titular. Acum nu zic că e greșeala lui Iordănescu că m-a băgat titular. Că vreau să joc. Știi, vreau să joc. Cum să nu joci? Să joci la retur. Dar cumva amenajat, nu cumva să te gândești, bă, are unul, poate, nu știu ce, cum pierduse și... Și Stoica a pierdut finala din... Da, da. Din 96, da. Da, da. Ai plâns de ciudă după semifinala aia, da. Când ți-ai dat seama că nu joci finala? Păi nu te întâlnești cu astea, decât tot te întâlnești în viață cu așa ceva. Logic. Da. Da, crezi că ai ce schimbat făcut? Ceva? Păi, ce mi-ai făcut, mă? Păi, ce mi-ai făcut? Da, frate, ai dreptate. Iartă-mă, Gheg, am greșit, nu știu ce să mai... Ce să... N-a vrut omul, dai seama, mintea lui, că n-a vrut el să ia el, să-mi dea mingea, să nu știu ce. Dar asta era respectul, până la urmă, știi? Că dacă aveam eu... Cum să spun? Băi, stai mă acolo să joc eu unde vreau eu să joc. Și era o regulă, trebuia să bată ungureanu. M-am dus și eu să bat, asta e. După cum povestești, dacă am măcinat momentul, adică bă, chiar ți-a fost ciudă să... era greu, eu am două regrete, chestia asta. Și semifinala. Și când am gestionat câteva minute cu Suedia. Păi astea sunt... Marile regrete ale carierei. Da, da. Bine, la cum a arătat legate după legate de momentele importante ale fotbalului românesc. Nu că, nu știu, că am avut vreo chestie până Anglia sau că n-am semnat undeva sau că n-am făcut. Asta pentru că eu știu cât de mult conta pentru iubitorii de fotbal de România. Da, știi? Da. Adică momente istorice. Care ei trăiau pentru chestia asta. Să oprea circulația când
Bine, la cum arăta... La un meci ca asta se oprea circulația. Erau foarte multe, aia. Cum se spune, eu n-aveai foarte multe... Bucurii. Bucurii. Exact. Nu exista persoană să nu se uite la meciul ăla, la finala aia atunci. Înainte de 89. Nu exista. Și tu n-ai fost pe teren. Și eu n-am fost pe teren, da. La cum arăta finala aia? Crezi că mai puteai să schimbi tu ceva? Nu, nu, nu se schimba cu absolut nimic. Era chestia aia că jucam eu finala contra. Să-l fi simțit și eu pe Gullit, pe Van Basten, pe Tasotti, cine era fundaș dreapta. Să fi jucat și eu, să iau și o acțiune. Poate mintea mea, nu știu, dintre unul, bă, poate dribleam și eu pe unul, dădeam la poartă. Sau, adică aveam sentimentul ăsta în tribună. Că puteai să faci ceva. Că vreau și eu să nu schimba cu nimic rezultat. Era cea mai bună echipa Milan atunci. Cu Sacchi, antrenor. Crezi că s-a oprit deci, la 4-0? Deci stadionul... Oprit la 4-0. S-a oprit, nu? Oamenii sunt... Adică dacă voiau, dădeau 10. Nu știu dacă ne dădeau 10, dar stricau sărbătoarea ei. Uh-huh. Adică dintr-un meci spectaculos transformau într-o... Fotbaliști grec cu personalitate. Șmecher toți, numai... Deci era, ce să spun, ce echipă? Baresi... Donadoni cu... Colombo, cu Ancelotti, cu... Da, da. Vrei cele mai mari echipe, dar nu și Steaua era la momentul ăla. Sau era, mă rog, deci era cel mai bun în pressing perioadei. Pe părții laterale, care le-am văzut eu, văzut și jocul ăla în zonă, așa, jocul ăla în zonă. Părmă, s-a mai jucat mulți ani cu marcaj, ăștia jucau zonă cu Sacchi. El a inventat zona. Da. S-a terminat. Adică ai înțeles? S-a terminat. Bun, după 90, când marile vedete ale Stelei au plecat după mondialul ăla în străinătate, tu ai devenit MVP-ul echipei, practic. Și apoi, vreme de 4 ani, ai fost cel mai important jucător din divizia, cel mai iubit jucător al Stelei până în 94. Da. Probabil că ai căpătat alt statut în club, în cartier, în oraș, peste tot. Ai început probabil să câștigi din ce în ce mai mult. Întrebarea mea este cum foarte mult în România. Cum făcea față celebrității un tânăr la începutul anilor 90? Erau și atunci destule atracții, nu? Știi că adică și atunci erau mașini și atunci erau... În perioada aia eu fiind implicat în lupta pentru titlu, pentru Cupa României, eram și echipa națională și știi cum era că trebuie să stai cu vreo două zile înainte de fiecare joc. Trebuie să stai în cantonament. Petreceam foarte mult timp în cantonament. Erau clar că erau... cum? O grămadă de tentații, ca și acum. Mașini, femei, distracții. Ție ți-a plăcut viața dintotdeauna? Adică asta întreb. Cum ai reușit să te ții în frâu atunci? Băi, nu-i de... Hai să spun ceva. Eu cred că... În viața fiecărui sportiv nu cred că lipsește femeia, nu cred că lipsește o masă la restaurant, o companie selectă, nu cred că lipsește, nu știu, un pahar de vin. Dar apar și excesele la mulți. Dar în afară de viața asta privată, contează foarte mult implicarea la antrenament. Să fii 100% conectat, să dai totul la antrenament, să te pregătești la intensitate maximă, că altfel nu poți duminică să dai un randament foarte bun. Adică organismul trebuie lucrat 100% cu intensitate. Eu făceam 1000 de abdomene la un moment dat, înainte de campionatul mondial din 94. Pe zi, 1000 și... Adică nu... Munceam foarte mult. N-ai cum să poți să treci de un adversar să de al doilea și pe urmă să finalizezi, să termin acțiunea cu finalizare. Dacă n-ai forță, dacă nu ești pregătit. Deci tu spui că munca te-a salvat, practic. Seriozitatea. Asta. Este clar că în momentul când am ajuns la Londra, când aveam o sumă de bani în cont, da, la Steaua, poate totuși... nu mai făceam. La Steaua n-ai câștigat bine în anii 90-94? Ți se pare că nu erai suficient de bine plătit pentru cât te făceai pentru echipa atunci? Nu. Alte vremuri. Nu conta. De ce nu? Păi nu conta 10.000 de dolari pe an cât aveam eu salariu. Păi cum, cu 10.000 atunci erai... Și cumpărai, nu cumpărai nimic. Okay. Două apartamente. Nu cumpărai două apartamente. Nu. Mă rog,
Poate cumpărai, depinde de zonă. Da. Dar ideea este că... Nu era un confort financiar atât de mare încât să, nu, lași pe tânjeală, cum ar veni. Știi că ai, trebuia să muncești în continuare. Știi că aveai nu știu cât pe săptămână. Așa se spunea. Da? Așa era? La Londra. La Londra. Credeam că la Steaua. Da. Nu. Dar înainte să ajungem la episodul cu transferul afară, aici, până la ce vârstă ai locuit cu părinții? Ai reușit la un moment dat să devii complet independent? Nu am devenit până la... Eu am avut apartament imediat până la... Înainte de Revoluție? 20. Înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție am avut apartament. Deci te-ai desprins destul de repede. Ai devenit, practic, un model de succes pentru familia ta. Da, când am ajuns la Steaua, am avut și apartament. Și ai reușit să întorci și către familia ta confortul ăsta financiar pe care l-ai dobândit la un moment dat din fotbal, după ce spui că părinții te-au făcut niște sacrificii, te-au dus la fotbal de mic și așa mai departe, adică te-ai întors către familie. Tot ce a avut nevoie. Când a fost prima dată când l-ai văzut fericit pe tatăl tău? Datorită carierei tale de fotbalist. El era, pentru el, cel mai important. Avea un confort financiar. El era asta cu el. Era stelist. El era... Era mândru. Da, el trebuia să fac eu ceva, să fiu eu... implicat, să fac diferența. Pe urmă, stai seama, după ce m-am lăsat, am ajuns în zona aia în care vorbeam despre fotbal. Cumva mergea la meciuri. Deci am mers la meciuri și după ce am plecat eu. Uh-huh. A rămas de list? Da. Până la capăt. Da, 100%. Și tot așa. I-ai simțit mândri de tine, nu? Da. No, atunci, pe meciul cu Argentina, mi-a zis, bă, când în fața blocului acolo erau toți vecini și era foarte multă lume în fața blocului, câteva sute de persoane și strigau numele meu în fața apartamentului acolo, în fața blocului, stăteam la etajul. Și mama a scos tot ce avea, un frigider, care buhtură la lume pe acolo, fața blocului și atunci... Momentul de mândrie maxim. Da, când am sunat eu imediat după meci, pe meci cu Argentina, am ajuns la hotel și am sunat. Și mi-a zis, mamă, tu nu dai seama ce e în România, ce ai făcut. Mama, pot să mor acum, că nu există ceva mai frumos ce s-a întâmplat cu meciul. Și ce au simțit ei, știi, și la fel și tata, bă... Sunt cel mai fericit și ăla a fost momentul în care, într-adevăr, aia a fost o împlinire la toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru mine. Da, voi vă dătați seama de acolo la, din America ajuns, cât de important e ce ați făcut? Nu, au ajuns la universitate. Au ajuns la universitate și erau toată lumea în genunchi, strica Hagi președinte, striga prima dată pe Hagi. Nu știu, cred că al doilea pe cineva și al treilea pe mine, toată piața universitatea Ilie Dumitrescu. Dar toată piața, deci când a văzut mama și tata chestia asta, a zis, bă, nu există ceva, știi? Și erau acolo. Și, nu știu, da, erau acolo, în mulțimea, știi? Mm-hmm. Și, da, a fost un fel de a doua revoluție, că ca prezență în stradă... Da, în vara aia, uite, îți mărturisesc că în vara aia am fost unul dintre, cred că, sutele de mii de copii care și-au desenat pe spate cu pixul numărul 11, să știi. Da. Păi tu, Hagi Răducioiu, da, în vara aia... 9-10-11, da. Păi bune, păi dacă se organizau alegeri... Și Platini a spus că e cea mai bună tripletă de atac. Platini, Michel Platini. Acolo voi, în America, vă dăteați seama în momentele nu, alea... Cât de important e ce faceți? Noi am avut așa în mână, un buzunar... 2-1, Suedia în 10 oameni să știu cum o să în finală. Destin. N-am putut să gestionăm câteva minute. Adică am gestionat cu Argentina la 3-2. N-am reușit să gestionăm câteva minute cu să știu cum o să în finală. Erați obosiți? Nu. Am ajuns la 10 minute. Nu eram. Fizic, din punct de vedere fizic, m-am simțit cel mai bine la meci cu Suedia. Asta. Ce a fost atunci la momentul ăla. Asta e cel mai mare regret al meu din fotbal.
Pentru că fiecare dintre noi, când am urcat în avion să mergem la campionatul mondial, aveam în suflet, în cap și eram conștient că putem să facem o performanță. Nu știu, așa, asta era, că n-aveam complexe, n-aveam nicio chestie, n-aveam niciun stres, niciun complex față de nimeni. Adică puteam să jucăm contra Braziliei în semifinal. Nu ne interesa, nu că nu ne interesa, nu aveam niciun... Nicio teamă. Da. Niciun fel de reținere. Ca să înțelegem. Asta e mare, cred că n-am putut să cesionăm atunci două, trei. Cum a fost în vestiar după meciul? Poate trebuia să mă scoată pe mine la 2-1, poate trebuia să mai scoată pe cineva, poate s-a gândit că cine știe tu la 11 metri. Păi cu Argentina m-a scos pe mine și pe Hagi. Ne-am terminat meciul cu Argentina, cu Ilie Dumitrescu și Hagi pe bancă. Nu știu. Adică să fi făcut ceva la fel, cumva să terminăm meciul ăla, să ne bucurăm, să jucăm cu Brazilia. Știi? Asta e. Cum a fost atmosfera în vestiar după meciul cu Suedia? Da. Mai avea cineva... Nu mă vorbea nimeni. Vână să mai reproșeze ceva cu ce să reproșez cu nimic. Mormânt. Bă, exact, ăsta e cuvântul. Tu ești cu tare, nu ești bun de nimic, o perioadă. Deci, tu îți dai seama, nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, e ca și cum... E sentimentul ăla că tu nu pleci acasă, că competiția nu s-a terminat pentru tine. Fizic, psihic, zici nu, că ești acolo, nu, dar... Nu, adică spui, bă, noi n-am pierdut, că n-am pierdut meciul ăla. Da. Da, și așa se întâmplă. Da. Poate generația viitoare vor ajunge să joace o semifinală sau să facă ceva. Pentru hai că nu suntem la stand-up comedy, pe bune. Adică... Nu e stand-up comedy, dar îmi doresc că am păi fost... De dorim, ne dorim cu toții, dar e o diferență uriașă. Asta am avut, astea două. Că regrete, cum nu am avut, că nu știu, la un moment dat aveam vreo ofertă din Anglia să plec în altă parte sau să fac ceva. Da, chiar, după mondialul din 94, câte oferte ai avut? Am avut 3 sau 4 oferte, deci era așa... A fost Inter Milano, Atletico Madrid, FC Köln și Tottenham. Ce echipe, da. Și cum s-a făcut diferența? Cum i-ai ales pe englez? Am ales pe englez pentru că își doreau foarte mult să merg acolo. Era și suma de transfer foarte mare. Din suma de transfer eu am luat o sumă importantă pentru că i-au zis, bă, dacă nu semnează jucătorul, voi nu puteți să luați suma asta. Uh-huh. Deci hai să-l facem pe jucător fericit. A fost singurul cu aia. Băi, hai să-l, băiatul ăsta trebuie să fie fericit când vine să semneze cu noi. Dați-i din suma asta, dați-i lui, pui plănești și noi salariul. În sfârșit, s-a făcut o chestie ca asta în care eu am plecat acolo la... Cum a fost altul financiar și de nivel de trai între Divizia A și Premier League în 94 pentru tine? Păi erau două restaurante în București. Velvet și pe la București, pe la, hai să zicem, Atene Palace, unde puteai să-i scoți pe ceva. Dai seama, de la Velvet în București să ajungi pe la San Lorenzo sau Scalini sau să ajungi până la nu știu ce restaurante până Dorchester. Te-ai izbit diferența asta? Nu, da. Simți că trăiești, nu? Că se schimbă viața. Și a fost oare la momentul când un pic focusul tău s-a schimbat dinspre fotbal către plăcerile vieții? Nu, și pasta și este, fiecare detaliu contează. Eu cred că am avut un moment în care dacă Ardiles rămânea antrenor, nu aveam niciun fel de problemă. Pentru că am început campionatul foarte bine. Păi după două meciuri, fanii, cea mai importantă tribună de la Tottenham, când atingeam mingea, făceau ei, se închinau în fața mea. Dar asta e. Vine Francis, l-a schimbat Sugar pe Francis. Trebuia să vină Benjamin Toshak, ceva de genul ăsta. Toshak. Și tu acolo fusese cerut special de Ardiles. De Ardiles. Da. N-am gestionat eu bine relația cu Francis.
poate și din lipsa de educație profesională, dar mai contează. Deci astea nu sunt regrete. Ăla, când am jucat finala și când am, și când am reușit să cumva să menține rezultatul ăla, avantajul ăla ca să putem să jucăm o semifinală. Regrete nu sunt. Întrebări rămân. Adică da. La cât de mare fotbalist erai și cât de mare impactul era impactul tău în jocul Stelei și al echipei naționale, ajuns în Anglia, ai plecat foarte repede de acolo. După jumătate de an ai plecat în Spania, la Sevilla, te-ai întors la West Ham, unde ai stat un an, cred, și apoi la nici 27 de ani, cred, ai plecat în Mexic. Da. Ce te-a dat peste cap la Londra? Pur și simplu ai ajuns la un nivel, la un standard de viață atât de spectaculos încât... Nu, eu cred că am avut două... Deci a fost prima aia cu Francis. Redknapp și-a dorit foarte mult la să West Ham, la West Ham. Să merg. Am avut două momente. Unul că n-am jucat la Tottenham o perioadă și nu exista libera asta, libera circulație cu work permit-ul. Am stat o perioadă de timp până mi-a dat work permit, deși eram în Anglia. Și pe urmă am avut o leziune fibrilară. Dar pe urmă am intrat, am jucat și au venit cei de Mexic în care au venit, ăsta mi-a zis, bă, Renat, tu decizi. Era o chestie de asta, nu știu, de la de două ori sau de trei ori banii care aveam la Anglia să merg în Mexic. Da, simțeai că nu poți face față la nivelul înalt al fotbalului european sau ai vrut, bă, vreau o zonă mai lejeră? Cătălin, eu m-am impus de la început. Eu n-aveam complex să driblez sau să intru tocmai în joc. El a dat gol pe Wembley lor. Eu am avut problema cu Francis. Cu schimbarea de antrenor, da? La Redknapp jucam, eu am jucat cu Man United. Păi ăia ăștia au venit și m-au văzut după un meci cu Man United, unde jucase și Răduciu. 2-2 acasă. Deci eu n-am jucat la West Ham decât când am avut problema cu ori. Primul și când am avut ruptură și am trebuit să stau câteva luni, am pierdut și campionatul european de 96. Da. Dar nu că nu făceam față sau nu. Eu am intrat și am ieșit în primul meci în deplasare la Sheffield Wednesday, man of the match, cu Man United acasă, man of the match la Spurs. Și tot așa eram, nu aveam niciun fel de stres să joc. Era ușor pentru mine să joc în Anglia. După accidentare... Nu, am avut problema aia cu Francis, l-a schimbat pe Ardiles și atunci ar trebui să plec împreună 6 luni la Sevilla. Puteam să rămân la Sevilla, dar noi ne calificăm în UEFA și ei în anul ăla trebuia să plătească diferența de bani la Tottenham. Și erau să cadă cu în Liga 4 din cauza unor datorii și n-am mai putut să facă. N-am mai avut bani să te cumpere să mă definitiv. Cumpere, da? M-am întors la Tottenham. Iar am dat de Francis unde a continuat aceeași chestie, că el joacă cu nu știu cine, nu poate să joace cu mine, că nu fac faza defensivă, că nu fac... Și te-a cerut Harry Redknapp la... Și m-a luat Redknapp imediat. Și acum am avut problema aia cu work permit-ul și leziunea aia în care am pierdut și campionatul european și începând de campionat. Încet încet m-am pus pe picioare, mi-am revenit, am jucat și au venit ăștia și mi-au dat banii ăștia. Nu că renunțam la, cum să spun eu, renunțam la un salariu și pe urmă luam de salariu în Anglia, unde erau salarii mari pentru Europa și am plecat că cineva îmi dădea de trei ori mai mult. Și cum a fost viața în Mexic? Frumoasă, frumoasă. Altitudine, delicvență mare, dar mă rog, noi stăteam într-un cartier de ăsta. Protejat. Era foarte greu să intri, că erau 7, 8 sau 10 bariere până ajungeai în unde erau vilele. Ai avut vreo problemă vreodată pe acolo? Nu, n-am avut. Dumnezeu m-a apărat, m-a protejat să nu fiu implicat în vreo chestie ca asta, adică să te atace pe stradă. Erau tot felul, s-au întâmplat foarte multe chestii, răpiri, în sfârșit, toate chestii. Ce se întâmplă în Mexic? Dar am trăit o viață frumoasă, pe care am ținut neapărat să mă întorc să închei cariera Steaua și am încheiat-o. Aici te-ai retras după 7 meciuri la Steaua. Mai mult. Și mi-aduc aminte că spuneai așa, am iubit Steaua și m-am întors. M-am dat și câteva goluri când m-am întors. Da. Și spuneai așa, m-am întors
pentru că iubesc clubul ăsta, da, și vreau să ajut clubul pe final de carieră, dar mi-am dat seama că nu mai pot fi la nivelul, da, pe care îl cunoșteau, da, suporterii, da, da, și vreau să ies pe ușa din față. N-am vrut să not pe teren sau n-am vrut să... Era obișnuit cu o imagine cu Ilie Dumitrescu. Poate dacă așteptam așa vreun an de zile să fiu din nou fizic foarte bine și nu știu ce. E, în momentul în care eu am început să așa pe-n tribune, să nu știu ce nemulțumire de asta și să fluia, zis, bă, eu vreau să ies cu apul sus. N-ai cedat prea repede? Și am cedat. Da, am cedat ai, repede. Ai regretat vreun moment? Nu, n-am regretat. Bă, trebuia nu, să nu, mai fi tras nu, un pic. Nu, nu, că... Vorba ta, că poate îmi reveneam la nivelul, da, de dinainte. Da, nu mai ești tu. Bă, nu sunt toți Ronaldo. Nu sunt toți Ibrahimovic. Să bată la 40 de ani, zici. Să aibă organism. Și erau și alte metode, adică metodele de pregătire, de recuperare, nu sunt ca în cele din ziua de astăzi. Am avut să joacă la 35, la 36 de ani, fără probleme. Nu erau chiar așa. S-au schimbat multe. Da? Știi de ce te bat la cap cu retragerea asta? Pentru că... Nu mă bat la cap. Adică mie nu mi-a părut rău, pentru că pentru mine era mai importantă percepția publicului, a fanilor, decât banii și decât banii, și am spus, cariera până la urmă. Dacă mergeam la, să plecăm nu știu pe unde, până în Egipt, să stăm 2 săptămâni sau 1 săptămână și nu știu pe o chestie de asta, și îmi băgau, nu știu, vreo 100 și ceva de mii de euro, de dolari, pe alea în cont. Eu știu, vreau să mă las oricum. Bă, nu vreau să păcălesc, nu mai vreau, mai să închem și nu știu ce. Mai stăteam 2, 3, 5, 6, mai, dar nu era, nu sunt genul. Să tragi de bani. Martor, era Păunescu, erau cine era pe acolo. De ce te bat la cap cu retragerea asta? Pentru că de tine mi-e cel mai dor. N-am apucat să mă satur de tine. Te-am iubit foarte tare ca fotbalist. Pe toți ceilalți pe care i-am apreciat la vremea respectivă, pe Hagi, pe Răducioiu, pe toți am văzut jucând până la 34-35, da, da, da. I-am văzut suficient. De tine nu m-am săturat și de asta, da, te tot întreb, bă, dar da, nu puteai să tragi un pic mai mult? Da, cred, da, știi cum e, știi când e impactul ăsta mare? Impactul psihologic asupra sportivului. Când te trezești și nu mai pleci la antrenament. Nu? Când când te trezești și vezi că nu mai apar panicări. Când nu mai ești important, trezești, nu mai ești grăbești, nu te grăbești să-ți bei cafeaua, să te pregătești pentru antrenament, te mai naști odată. Atunci e și trebuie să ai un echilibru fantastic. Sunt foarte mulți jucători importanți care au început să consume mai mult alcool, care n-au reușit să gestioneze foarte bine veniturile acumulate în perioada ca fotbalist. Depresia, căderea. Și-au urmat tot felul de lupte de-astea interioare. Plus că nefiind acolo nu mai ești în... Hai să spun, lumina reflectoarelor, în atenția presei, sunt și ajung și probleme în viața de cuplu. Uh-huh. Se răsfrâng și în zona aia. Știi? 29 de ani aveai, nu? Când te-ai retras? 30. 30. 30. Hai, nu, 30. 30, nu, da. 30. Chiar era... când am plinit 30, după ce am plinit 30, pe 6 ianuarie, era nu știu cât timp că am fost în pregătire, nu știu cum, pormul am lăsat. Mi-aduc aminte că atunci eram tânăr reporter și apărea o revistă, Prospor Magazine, se numește, și am scris un articol după retragerea ta, un articol special, titlul era Apusul Fentei pe extremă. Mi-aduc aminte, era ceva ce te caracteriza. Da, felul în care, da, în care plecai, da, da, din, da, da, din tușă, da, intrai interior pe interior, dătai cu șiret interior la colțul lung. Nu se mai corect, face unul corect, ca tine, să corect, știi. Adică corect. Stilul ăla nu l-am mai văzut. Așa este, era aia chestia. Șerpuirea aia cum intrai. Mă intră acum Tavi Popescu, am încercat să intre și el, mai intră și Coman, mai sunt și Mitriță, mai sunt și Ivan, mai fac lucrurile astea. Diferență mare de nivel. Cine mai să nu Mărșirare și Ilie intra așa în interior. Sunt jucători buni, eu cred că totuși există potențial acum, dar contează foarte mult și cum dezvolți personalitatea asta la jucători. Și motivația fiecăruia, tu povesteai, ce motivație ai avut, da? Să reușești, să muncești foarte mult, să nu te lași. Ești împrumutat la o echipă de mâna a doua, tragi, joci 33 de meciuri în 34 ca să te ia ăștia înapoi. Da, da. E, acum când te împrumută cineva... Da, ăla era obiectivul, ăla era targetul. Bun, după ce te-ai retras 10 ani antrenor și la echipe importante, adică ai antrenat prin Grecia, la PAOK, la Ecatena... La Ecatena, la PAOK, da. Da, la Steaua, adică
Am, cred că puteam să mai antrenez în, și în Grecia și în Cipru, pentru că avem o cotă foarte bună. Eu atunci a fost, cred că am greșit eu, că am investit în imobiliare, a venit criza aia în care... 2008? Practic, da, în care totul s-a prăbușit așa și a fost un scurt circuit pentru toată lumea în perioada aia în imobiliare. S-a pierdut mulți bani atunci? S-a pierdut ceva bani, da. Am pierdut și eu ceva bani. Am ieșit din market, am ieșit din, știi... Și am avut, până la urmă, inspirația să intru în zona asta în care pot să fiu și ancorat în fotbal, să fac ceea ce îmi place cel mai mult și iubesc să fiu aproape de fotbal, dar să nu fie nici presiunea aia, adică să fii la mâna... Rezultate, deplasări. Da, deplasări și a unui, mă rog... unui patron. Simți care că te-ai oprit cam repede din cariera de antrenor? Da. Aici da, chiar da. Puteai nu, să nu, mai... 100%, necondiționat. Aici asta regret. Și atunci, uite, am cât de mult contează cadrul, cât de mult contează să-ți placă ceea ce faci. Uite, sunt de 12 ani la Digi. La un moment dat am fost și colegi la Digi, Cătălin și... Cred că ăsta e cel mai bun exemplu în momentul când găsești cadrul ideal și îți place ceea ce faci. Ai fost un jucător și un antrenor care de la un punct încolo a pus prea mult preț pe confortul propriu? Adică poate ai tras prea mult în copilărie, în adolescență și la un moment dat ai spus, bă, e momentul să mă mai pun și pe noi pe primul loc, să nu mai trag atât de tare? Să știi că sunt momente. Uite, de exemplu, avem o ofertă, uite, să spun sincer, am avut o ofertă din Arabia Saudită, perioada când antrenam. Apropo de ce spui tu. Da, de confort. De nu? Confort. Și și Iordănescu știe de oferta asta. Cumva puteam să le iau și pe Eddie antrenor cu mine, știi? Ceva de genul. Interesant. Și ce am stat de vorbă și am început să mă interesez ce înseamnă, vezi că... Ce înseamnă o experiență în Arabia Saudită, da? Și? Și am zis, bă, nu pot să-mi dau un an de la viață să trăiesc în condițiile astea. Cu foarte multe restricții, despre asta vorbim. Foarte multe restricții, știi? Apropo de confort, că e, până la urmă, e de confort psihic, nu? Adică îmi dau 6 luni pentru o sumă de bani, îmi dau 6 luni din viața mea. Și atunci nu m-am dus. Deci te-ai pus pe tine pe primul plan. Asta e pe scurt. Da. Exact. Bun. Că, uite, ți-ai dat seama și cred că nici mă gândeam că discutăm vreodată de chestia asta. Sau... A fost o chestie venită de la tine, așa, o concluzie din exterior. Practic, la cum ai perceput tu exact, în zona asta, nu? Dar ești, pari un tip asumat și împlinit acum, adică faci ce-ți da, place. Nu sunt foarte... Ești, de fapt... ai timp pentru tine și în același știi timp, care e cea mai spus, mare, ești în fotbal în continuare. Care, asta e un lucru extraordinar. Că mă trezesc și ai câteva obiective. Primul rând să fac mișcare, să mă țin, să zicem, într-o formă bună fizică, mă rog, formă să-ți pregătești o emisiune sau să participi la un eveniment la Superbe sau la Oppo. Adică e lucru care îl fac, nu știu, cu plăcere, cu naturaleți, cu implicare, știi? Pot să mănânc și la prânz. Sunt momente când pot să ies să mănânc și... Ai niște tabieturi care îți fac viața mai plăcută și nu vrei să renunți. De fapt, da, exact. Da. Nu-s mulți care, adică sunt oameni care trag pentru mai mulți bani, pentru chestii de genul ăsta, punând pe hold toate celelalte plăceri și din păcate ajung la o vârstă când nu mai pot recupera plăcerile alea și atunci... Nu-și dă nimeni înapoi chestia asta și îi mulțumesc mama că înainte, chiar înainte să și tragă sufletul.
Uite, să moară, mi-a spus, bă, bucură-te de fiecare secundă. Bucură-te de fiecare secundă că nu să-ți dea niciodată nimeni anii ăștia frumoși pe care ai tu acum. Bucură-te de fiecare secundă că pe urmă uite, am ajuns să mor ceva de genul ăsta. Da? N-am simțit eu foarte multe de la viață, știi? Dar tu bucură-te de fiecare secundă. De asta sunt momente în care tu, da, prefer să câștig mai puțin, că până la urmă ea avea vorbe de-astea simple, așa, băi, tot cu o gură mănânci, tot într-un pat, doar nu e nimic cu tine, pe lumea altă. Tot astea, tot, ok, tot într-o, chiar dacă ai 10 camere sau 12, sau chiar dacă nu știu ce, tot într-o cameră dormi sau nu, bucură-te de viață, fă ce-ți place, știi? Și până la urmă, viața asta e scurtă pentru fiecare dintre noi, adică trebuie să avem și momentele alea când, nu știu, da, te bucuri. Trebuie să te bucuri de viață. Frumos. Deci faci ce-ți place. Hai să atingem și un subiect mai sensibil. Uite, e plin fotbalul românesc de legende despre tine și despre stilul tău, pe care mulți îl consideră teatral. Adică, pornind de la cum te îmbraci, foarte atent cu tine întotdeauna, până la cum vorbești. Da, da, da. De exemplu, a apărut la un moment dat forțat apropierea ta față de artă. Au spus unii, domne, de unde apropierea asta lui Dumitrescu față de artă? Un copil dintr-un cartier mărginaș al Bucureștiului, acum a ajuns expert în artă, e colecționar de tablouri și așa mai departe. Cum te-ai apropiat de artă și de ce? Cătălin, pe mine comentariile astea, în afară că sunt imun sau mă amuză copios, este ca și cum eu am crescut cu bună și aveam în fiecare colț, pe fiecare perete din casă, tablouri sau bronzuri sau mobilă stil în casă. Ai auzit în vreun interviu de-al meu chestia asta, tu? Nu, din contră. Care ești în presă de o viață și ne știm foarte... Ai plecat foarte de jos, asta e. Mai spuneam că am mâncat ceai cu zahăr ars? Nu. Eu am intrat accidental și am spus-o de fiecare dată, de câte ori am avut șansa să vorbim despre artă. Că destinul m-a pus în fața faptului împlinit prin Mexic, eram departe de casă să iau niște lecții de pictură și m-am lăsat repede că n-aveam ce face în lipsă de activitate. Și că am participat și o oră dura vreo 3 sau 4 ori, mi-am cumpărat și valet, tot ce trebuie. Nu aveam nicio treabă cu arta, că eu voi ajunge vreodată să cumpăr vreo clădire după care eu să fac comerț cu artă. Pentru că am făcut comerț cu artă. Nici o legătură aveam în Mexic cu arta sau cu ceva, să cochetez cu obiectele de artă. M-am dus să cumpăr o clădire, să fac o investiție. De fapt, a fost și asta destin. Așa. M-o să cumpără lipit de carul cu bere. Era o cafenea carul cu bere. M-am dus, am dat avansul. În centru vechi. În centru vechi. M-am dus cu avocat, cu notar. Să semnez. O proprietarul clădirii, că avea cofetăria și vreo 2 etaje, 3, mi-a plăcut mie, vreau să iau, să închiriez apartamentele, erau frumoase, nobile, vis-a-vis de cec, cea mai frumoasă clădire din București, cu o cafenea la parter, zic, închiriez 2 apartamente și închiriez și spațiul de la parter. Sau poate la bătrânețe stau eu aici în centru vechi și să-mi beau cafeaua la carul cu bere, să privesc după balcon cecul. Frumos plan. Aveam fantezii, da? Așa. Și cum s-au așezat lucrurile. Nu s-a legat asta, ies din clădirea aia. În ziua în care trebuia să semnezi achiziția. Trece cineva cu o vafă. Nu mâncase în vafă de când eram copil. Și îi spun avocatul. De unde ați cumpărat vafă? Înghețata? După colț. Așa. Iau avocatul, iau notarul, merg să mâncăm o vafă, să cumpărăm vafă. Și vine cineva spre noi, o doamnă, și îmi spune, căutați o proprietate în centru vechi? Că v-am văzut pe aici. Zic, da. Nu vreți să vedeți una?
pleacă notarul. Nu, pleacă avocatul, rămâne notarul, cream prieten. Am că merg și eu, mănânc și înghețata. Și văd hanul cu tei. Văzut eu tot hanul cu tei, mă uit. Da, domnule, proprietarul e sus. Având avansul la mine pentru clădirea respectivă, mă, fete ăla, salut, nu știu ce. Păi zic, ai actele în regulă, e ok, tot e ok. Da, domnule, nu știu ce. Notarul să uită. Da, păi, ți-l îmi spune, pă, vrei să cumperi? Da. Deci totul s-a legat. Nicio legătură cu artelul, trebuie să cumpăr altă clădire, în altă... Și a ajuns să cumperi hanul cu tăi, care avea și o galerie de artă, spune, nu? Domne, păi tot hanul era o consignație. Tot ce se confisca înainte de Revoluție și pormă, toți deponenții care veneau cu obiecte de artă, tablouri, mobilă, covoare, bijuterii, diamante, briliante, lustre... Acolo ajungeau. Acolo venea, dacă vrea să vândă cineva. Era o consignație care avea, cum să spun eu, un nume clădit în zona asta, da? Construit. Da? Și așa ai ajuns? Și fii atent. Dom'le, dă-mi vrei să... Dom'le, dă-mi un euro avans. Bă, zic, nu-ți dau un euro avans, să-ți dau 25 de mii avans. Dacă... Nu un euro. Ca să fie treaba serioasă. Fac un act, nu știu cum, dacă nu cumva în sfârșit am făcut actele în două săptămâni și am gândit asta, îmi spune, bă, vrei să cumperi privat sau nu mai plătești TVA și preiei tu societatea cu toată activitatea? Și eu preiau activitatea cu societatea, cu clădire. Cu tot ce înseamnă artă, da. La pachet. La pachet. Așa am intrat eu în artă. N-am spus că mi-am dorit, n-am spus că mă... Mi-au luat un an, doi să înțeleg, să cunosc, am cunoscut deci oameni... Ce ai făcut-o ca o afacere, nu ca să epatezi. Și... Sau ca să... Păi ce să epatesc? Ce trebuia... Cu ce să ies eu? Adică ce să fac eu? Că am fost sensibil artă și că mi-a plăcut pormă și n-am scos toate obiectele, veniți, luați-vă obiecte și am continuat cât am putut activitatea asta frumoasă, că trăiai fiecare, în fiecare zi era o poveste acolo. Fiecare obiect avea o poveste. Fiecare deponent cu vreun obiect avea o poveste în spatele chestii. Poți să scrii o carte cu fiecare poveste din ce am făcut eu la hanul cu tei. Și ți-a plăcut așa? Și mi-a plăcut, am fost sensibil la chestia asta, da? Dar nu că mi-am dorit să epatez, să nu știu ce, sau nu. Asta cu eleganța? Păi eu luam sacouri sau de cașmir sau nu știu ce cumpăram eu și alții își cumpărau videouri sau nu știu ce. Sau cafea sau whisky să vândă și eu îmi luam îmbrăcăminte. Adică ți-a plăcut de mic să fii cumva... Stai puțin, stai. Cu asta o ai sau nu ai? Gustul pentru modă, și zici. Nu o forțezi, adică... La mine e totul natural. Stai puțin. Dacă mie îmi place să-mi beau cafeaua... undeva într-o cămașă albă cu buton și cu un sacou, asta nu înseamnă că vrei să dai mare. Urmăresc ca cineva să mă admire că m-am dat eu jos în mașină îmbrăcat așa. Nu. Așa îmi place mie să merg să mă îmbrac. Să ai 1000 și ceva de cravate în casă... Atâtea ai? Dat exemplu. Înțelegi? Înseamnă că ce? Înseamnă că îți place, nu? Sau, nu știu, da? Sacouri sau, nu știu, să cumperi niște chestii. E zona în care ai investit cel mai mult? Că alții investesc în mașini, alții investesc în felul în care te îmbraci. Mie îmi place. Îți place. Mie îmi place, da? Așa că... Și ce au mai... Ce mai era acolo? Păi stai, ți-ai spus de artă, de ce, de că forțezi, cu ce? Da, cu asta, cu faptul că încerci să epatezi în felul în care vorbești, în care te îmbraci și apropierea de artă. Astea erau cele trei... Am înțeles.
Să știi că nu poți să îi împaci pe oameni întotdeauna și nu poți să fii pe placul tuturor. Și nici nu cred că încerci asta. Nu, adică ar fi, Cătălin, greu. Eu nu încerc decât să... voi sunteți în zona asta fotbalului, practic, la un moment dat, ăsta a fost singur ziar de sport. Este, acum. Da? Da. Da. Și a fost și este. Nu? Uh-huh. Adică dacă nici voi n-aveți informații despre persoanele din fotbal, nu mai are nimeni în România. E adevărat, dar oamenii te văd și te judecă. Așa sunt oamenii. Voi aveți un istoric al declarațiilor. Nu? M-a sunat toată Cătălin Tolontan și m-a întrebat. Ai atins subiectul ăla cu politica, cu nu știu ce. Bă, Cătălin, nu mă interesează politica pe mine. Și o să-ți demonstrez sau o să... Na, că o să ne știm și ne cunoaștem. Că nu o să ajung să fac chestia asta. Asta era în perioada când candidat Joan la... M-a sunat Cătălin. Subiectul apare în actualitate din când în când. Tocmai ce am discutat un pic mai devreme, că a apărut iar după nu știu câți ani. Da, exact. Și tu? Și Cătălin m-a sunat. Bă, tu vrei să faci chestia asta? Bă, Cătălin, nu. Știi? Adică istoricul la tot ce am spus eu despre artă. S-a verificat. Și că nu m-am... De când mă știți voi pe mine... M-ați văzut în training la metro, m-ați văzut în șlap la Mega sau pe undeva pe la vreo... Înainte să filmăm podcastul, când ne-am întâlnit aici în parcare, ți-am și zis, băi, am impresia că tu așa dormi în costum, adică nu te-am mai văzut altfel decât în costum de când erai fotbalist, cred. Permanent adică, să te văd în costum, ca cămașă. Adică nu e... Adică, știi? Deci nu joci, asta e ideea. Adică, domnule, ăsta sunt eu natural, asta fac, asta îmi place. Dar abia aștept să îmbrac o cămașă albă, să-mi pun butoni, un sacou și să mă bucur de viață. Adică e bun, nu e o forțată. Nu poți să fii pe placul tuturor, să știi. Uite, nu, ți-am dat exemplu. Dacă mă vedeai, adică bă, ăsta apare numai când e vorba de, uite, acum, de emisiune, nu? Da, da, da. Dar uite-l cum e, nu știu unde. Mi-a apărut un articol că îmi plin câinele elegant. Am forțat eu articolul ăla. Ieșeam, dar venind de la emisiune, trebuia să scot pe Tașa, cățelul meu, care îl iubesc enorm, și o scot și pe aia, pe afară, nu? Îmbrăcat tot la costum. Erau Ian cu Nicolae. Și atunci am chemat eu pe cineva, am forțat-o și au dat tititul ăsta și este legat și când plimbă câinele. N-am căutat-o, n-am forțat-o, nu-mi place să apar, nu-mi place să apar, nu sunt genul. Și cred că mă cunoști destul de bine. N-ai cum să împaci pe toți. Nu, dar nu vreau să impact, tu vreau să le transmit totuși niște chestii, că dacă toți sunt la o discuție de genul ăsta. Sau nu mai văzut în, cum să spun eu, nu știu cum să spun, cum sunt, că am dat în șlape, am dat în training, ce vrei să spun. Să știi că și pe postul de analist TV sunt foarte mulți fani ai tăi, foarte mulți care te apreciază pentru că ești direct, că ești corect, că spui lucruri pe nume, dar sunt și unii care spun, domne, da, e superficial, nu știu. Analizează profund tactica, se întâmplă, oamenii au dreptul Respecții, să... Nu. O să am și pro și contra, 100%. Nu vreau să schimb percepția la nimeni, dar dacă sunt la un dialog... Vreau să le explic cum sunt. Perfect. Da, da. Și ai făcut-o exact cum trebuie. Da. Uite, un alt subiect ușor sensibil. Cum ți se pare apropierea asta foarte mare între foștii mari sportivi și casele de pariuri? Prin Anglia, de exemplu, la un moment dat s-a discutat că nu e ok pentru că, vezi, doamne, copiii sunt atrași către pariuri de asocierea asta. Tu ești imaginea unei case de pariuri, ai fost în trecut alte case de pariuri? Să știi că în zona asta, să știi că există o promovare la cel mai înalt nivel pentru a juca responsabil din partea caselor de pariuri. Noi facem lucrul ăsta.
Dar în același timp să știi că sunt foarte mulți oameni care cred și sunt convinși că un bilet de 2 lei jucat nu avere. Noi am avut la Superbet într-o zi un bilet jucat de 300 de lei, 150 de bilete de 2 lei și putea să câștige undeva la 16 sau 17 milioane de euro. Dar nu s-a întâmplat. Ascultă-mă. Dar a câștigat 700 de mii, că nu a ieșit un rezultat. 700 de mii. În momentul în care, indiferent de figura care promovează, figura care promovează fenomenul, în momentul în care un om cu un bilet de 2 lei câștigă 2 miliarde de lei, un bilet de 300 de lei în 150 bilete de 2 lei, în care dacă și spun și meciul, Almarc la Valvic, nu știu cum se pronunță, pierde cu 2-1. El avea pariu șansă. Deci cu pariul ăla șansă, cu un meci pierdut, câștigă 700 de mii de euro cu 300 de lei. Câștiga, cred că în jur de 17, 16 sau 15, deci undeva de zona asta de milioane. Astea sunt lucruri care se întâmplă atât de rar încât... Sunt pariuri cu 2 lei în care omul... Eu nu mă feresc să merg la metro, nu mă feresc să merg la, nu știu, la Lidl, la Mega Image. Eu merg peste tot, fără nimeni, merg liber, da? Și văd oameni care îmi scot bilete și mi le arată. Unul a câștigat, 5 au pierdut. Mai mulți oameni au pierdut decât au câștigat. Exact. Dar speranța că pot juca 2 lei. Asta e face să joace în continuare, sigur. De asta speranța cu 2 lei. Așa se creează și dependența. Câștigi, nu știu ce. Și să știi că în momentul când joci, la un moment dat apar și că mai sunt și, cum să spun eu, rezultate ușor de intuit, zici. Ușor de intuit. Adică drepte, adică rezultate în care echipa favorită câștigă. Fără discuție. Mai sunt și meciuri când Bayern nu câștigă. Casele de pariuri trebuie să lupte împotriva adicției. Deci există, dar sunt și oameni care fac bani și trăiesc din pariurile sportive. Mult mai puțin decât cei care pierd sau care joacă doar să se distreze. Sau sunt oameni care veneau la Hanu Cutei când eu aveam restaurantul acolo, berăria. Da, berăria. Și erau, se jucau live, da, și veneau, adică aveau, cum să spun eu, trăiau meciul diferit, că puneau 5 sau 7 lei sau 10 lei la meciul ăla, două seriile de Champions. Atâta vreme cât se păstrează în zona asta de distracție, de responsabilitate. Să știi că majoritatea, eu cunosc foarte mulți prieteni de-ai mei, care dacă e meci de seară de Champions League, nu știu, pun 20 de lei, oameni cu statut, doar ca să privească meciul. Doar ca să privească, să trăiască seara aia, nu știu ce, să urmărească un rezultat sau să nu știu ce. Apropo de rezultate, tu tragi cu ochii este cumva... mai, să știi că sunt, eu trăiesc asta în fiecare zi pe unde merg. Deci, odată m-a oprit de la emisiune, un polițist. Așa. De la rutieră. De la emisiune, salut, nu știu ce, nu știu ce, ok, am verificat actele. Ce știi, domnule, ce se întâmplă? Bătaia sau bătaia sau tu vreau și eu să joc, nu știu ce. Având impresia că tu chiar știi rezultatele sau că le controlezi într-un fel sau altul. Asta dacă nu, că să controlez. Dacă pot să dau insider-uri sau nu știu ce, da. Da. Apropo de meciuri, de rezultate și de urmărit altfel, tu tragi cu ochiul în vreun fel sau altul la celebrii
pandiți din Anglia, la Lineker, da, la... Da, 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 da. Nu știu, da. Gallagher, Rio Ferdinand, Neville. Ai, ai, ai. Sunt foarte mulți foști. Frații Neville, mie îmi place Jamie Redknapp, Carragher, Shearer. Robbie King, Shearer, Lineker, care... Da, 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 da. Da, îți place da, vreunul da, în mod special? Au, au, cum să spun eu, fiecare în zona lui. Uh-huh. Dar există, cum să spun eu, e un fenomen în care, dau un exemplu, Klopp, Guardiola. Ar putea fi, spui tu, nu, foarte Klopp, bun, Guardiola, Ferguson. Dacă îi pune o întrebare Jamie Redknapp sau, nu știu, Carragher, răspund civilizat. Respectă. Bine, asta se întâmplă și cu tine. Sunt cum să spun eu, sunt personaje din fotbal care nu înțeleg fenomenul ăsta. Acolo, la statutul pe care l-au un Guardiola sau un Klopp, care au câștigat tot și sunt cei mai mari antrenori din lume, privesc cu un alt respect expertul TV. Privesc diferit dialogul ăsta între un expert și un... L-am văzut pe Guardiola cu unul din frații Neville. Uh-huh. Da, tu cum împaci relațiile relațiile tale din fotbal cu rigorile acestei meserii? Adică ai foști colegi, foști prieteni, cum reușești să păstrezi prietenia cu ei, dar să fii și știi, eu am încercat tot timpul să nu jignesc. Nu numai referitor la prieteni. În general. Niciodată nu compar ce am făcut eu cu execuția unui jucător. Uh-huh. Nu mă dau exemplu. Niciodată eu nu spun că nu știe să dea cu piciorul minge. Eu nu știu că n-are ce căuta. Eu spun că nu e într-o seară foarte bună. Eu spun că nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Este un jucător foarte bun, dar nu s-a ridicat la un nivel în seara asta. Eu nu jignesc. Eu nu pot să spun că tu joci bine dacă nu o faci. Mi-ești prieten, nu pot să spun de Farul Constanța într-un meci că face un meci bun. Doar de dragul lui Hagi. Doar că Hagi e cel mai bun prieten al meu din fotbal. Unii nu acceptă, alții nu. Dan Petrescu pare că n-acceptă. În moment ce n-aveți o relație atât de bună. Nu? Adică probabil că a fost deranjat la un moment dat de ceva ce ai spus. Dan Petrescu are dreptul. Dan Petrescu este, cum să spun eu, la un moment dat dădeam niște exemple canaliștii, că nu știu ce, că stau acolo și vorbesc sau nu știu cum. Te-ai simțit vizat? Nu că m-am simțit vizat. El tot timpul, nu știu, construiește o chestie în vestiar acum, cum să spun eu, creează o imagine în care dă un mesaj jucătorilor că toți cei din exterior le vor rău. Au ceva împotriva acestui grup. Da? Eu nu judec așa. Adică eu sunt am atâta experiență încât niciodată nu comentez ceva dintr-un meci de fotbal decât ceea ce s-a jucat în acea seară. Adică niciodată, indiferent de relația pe care am cu tine, Cătăline, mâine antrenez o echipă, niciodată, dacă tu faci un meci senzațional, n-am să spun decât un meci extraordinar, a făcut un meci extraordinar, a gândit bine, a mutat bine, a făcut bine. Deci, ca să-ți păstrezi reputația... Nu poți să, nu poți să te joci cu chestia asta. Am prieteni, Hagi, mai am așa prieteni. Ce legătură am eu cu Pelici? Ce legătură am eu cu... Dau un exemplu cu Pelici. Mm-hmm. Când eu am spus că a făcut o treabă extraordinară și că e un antrenor bun și că scoate maximum de la nu știu ce și că e un strateg și că... Și mi-a dat un mesaj pe LinkedIn. I-a spus, pentru puțin, multă baftă, sănătate. Am mai fost invitat până deplasare. Eu nu accept așa ceva. Eu n-accept să... Cu Hagi ies la masă. Dar Hagi știe că niciodată n-am nimic vreo secundă cu el și că dacă joacă prost, spun că nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Da, ți-a cerut vreodată vreun tratament preferențial? Niciodată, nu, niciodată. Okay. Noi și la masă... Asta spune ceva și despre el. E altceva. Adică își dă, deci, în momentul când pleci, când asculți o emisiune și te uiți la televizor,
Știi cum are construcția persoana aia, băiatul ăla, omul ăla, indiferent de nume din presă, îți dai seama că ăla n-are nimic cu tine, că n-are ceva personal cu tine și că n-are invidie. Reputația asta s-o construiești în timp și trebuie întreținută. Adică n-am cum să spun ceva de cineva. Adică ce pot să spun eu de ce? De cine? Că nu pot să remar pe nimeni. Așa e, dar da. dacă tu ai o exprimare consistentă, dacă echipa joacă foarte bine, dacă ai organizare de joc foarte bună, dacă muți foarte bine anumite momente, n-am cum să nu spun decât exact ceea ce s-a întâmplat în teren. Apropo de experții TV din Anglia, despre care vorbeam mai devreme, oamenii pe acolo câștigă între 1 milion și 2 milioane de pounds mai pe an, mult, probabil, mai din jobul ăsta. La un moment dat, aici nu poate fi vorba de sumele astea. Și 5 milioane de pounds. Aici, evident că nu, nivelul este altul, dar tu ți-ai câștigat un confort al vieții care împreună cu meseria de analist TV fiecare, exact ce trebuie pentru tine. Te vezi făcând asta pe termen foarte lung? Da, nu, este... Îmi place ceea ce fac. Iubesc ceea ce fac. Eu fac cu pasiune tot ceea ce fac când merg la ligi. Ideea este că este foarte greu să compar puterea economică din Anglia. Absolut. Păi, ca și la Drepturi TV. Acolo, cea mai... echipa care promovează primește 120 milioane de pounds. Deci, din start, pune... Dar cu cât câștigi acum tu ca analist TV, probabil că nu merită bătaia de cap de a reveni în antrenorat, nu? Ca nivel salarial. Nu, e o diferență de atât de mare nu, încât nu, de... Nu. Este diferență. Câștigi foarte mulți bani din antrenorat. Depinde de nivel. Oricum câștigi mai mult. Adică un antrenor de Liga 1 poate să câștigi mai mult decât câștig eu ca analist. 100%. Dar e alt confort, altă presiune. Dar... am întâlnit oameni și ăsta e un subiect care doar prietenii mei îl cunosc. Am întâlnit oameni din fotbal care conduc destinele unui club de fotbal. Chiar și oameni care din bugetul local cumva ajută primari și cadrul mai legal. Deci am cunoscut toate tipurile, toate figurile importante din fotbal. Toate tipologiile, da. Adică toate figurile importante care decid când pleacă vreun buget sau vreo sumă către... Și nu te mai simți confortabil lucrând cu asemenea oameni? Și la un moment dat plecam și ieșeam la masă cu prietenii mei și spuneam, bă, cred că ar fi destul de complicat pentru mine să stau, să ies la un prânz cu... Un primar? Cu un owner, hai să spunem, să excludem primul, da. Și să stau de vorbă cu el. Adică eu mi-am dat seama cum gândesc ei și cum văd viața și fotbalul și eu ar trebui să stau o oră sau două cu el, să-l suport o oră sau două, să discut cu el așa, să explic niște chestii. Mi-am dat seama în 25 de minute la o cafea undeva, la un mes sau la o chestie asta. Nu mai adică mi-aș lua... Nu răbdare, mi-aș lua... Niște ore din viață? Nu. Eu am avut discuții cu... Noi aveam așa la AEC și la PAOK. Dacă jucam duminica, luam micul dejun lunea. Dacă jucam sâmbăta, nu puteam să iau lunea, luam duminica. Așa. Păi și am la masă. Prima oră discutam despre viață, despre cutare, despre, nu știu, despre o mâncare bună, despre un pahar de vin bun, despre un loc bun, de unde să mergi, unde să stai, cum să faci, cum ești, nu știu ce. Și pe urmă începeam să intrăm în detalii. Niciodată de ce ai jucat așa, cu cine joacă, cum. Discuții așa de, da? Ce se întâmplă cu Xulescu, cu mie după accidentare, e mai bine... La un moment dat s-a ridicat la un nivel foarte bun. Ce se întâmplă acum cu el? Zic, mai relaxat și mai profesionist dialogul ăsta, spui, de fapt. Nu exista niciodată nicio direcție. Nimic. Este zona în care micul dejun sau prânzul ăla care îl luam era o chestie așa de... să îi explic
Nu mă întreba de ce joc 4-3-3 sau de ce 4-2-3-1, de ce joc cu fundaș și central, de ce n-am o construcție, de ce dau lungă, de ce joc... Nu... În timp ce aici există riscul ăsta. În timp ce aici, dacă ar exista posibilitatea, toți ar da să-și ia licența pro. Toți ownerii, cum spui. Toți ownerii, dacă cumva ar da licență și ar imediat s-ar pune. Adică toți cred că se pricep cel puțin la fel de bine ca antrenorii și pe tine asta. Că nu mă văd coborând. Să dau explicații, cum să spun eu, în zona aia în care trebuie să explici unui om de ce joci tu cu trei fundași centrali, de ce joci cu nu știu cine în bandă și de ce nu joci cu ăla, cu celălalt acolo sau acolo sau acolo. Adică nu m-aș vedea să am dialogurile astea. Pe scurt, nu ești croit să accepti genul ăsta de dialoguri sau de compromisuri. Nu pot. Adică, păi, nici nu te forțează nimeni, da, nu, ai un job deși care îți face plăcere. Sunt oameni care au și-au schimbat echipele în ultimii ani și au câștigat 10, 8, 12 mii pe lună, știu, antrenori care... Și care asta fac și care au capacitatea asta și sunt construiți să poată să accepte genul ăsta de dialoguri și să... Nu știu cum să spun. E greu, e complicat. Și atunci am reușit să... Am niște investiții bune, mă bucur foarte mult de ce am dezvoltat acum un tema perioadă la anul cu Deamu sau unde evenimente London Events Hall, care evenimente private, nunți, botezuri, gala dinner, petreceri, la fel, de companie, de sfârșit de an. Am o sală de conferință super elegantă și o să te invit să bem o cafea acolo. Am o zonă de lounge, așa, unde se ia coffee break-ul de dimineață înainte să intri acolo. Și mi-am creat așa un centru de conferință, o zonă de lucru, o zonă de lounge unde poți să iei la canapele, foarte frumos. Poți să iei coffee break cu micul dejun înainte să încep treaba și pe urmă avem prânzul pentru cei care participă la workshop-uri, la lansări de produse, zona asta de foarte elegantă și foarte frumoasă. M-am prins ceva parteneri care vin în mod regulat la noi, ale locația noastră. Deci ai practic confortul ăsta construit din zona de business, din zona de parteneriat. Plus jobul tău de seară. Da, și acum, repet, am început proiectul ăsta la Oppo Plus, la Superbet. E suficient de liniștitor ca să străiești și viața în paralel după standardele pe care ți le-ai construit în atâția ani. Ai o liniște sau, nu știu, mai am niște asset-uri care în orice moment, știi? Uh-huh. Uite, de exemplu, acum am făcut un parteneriat cu prietenul meu, cu Simeon Preotese, care la un moment dat a cuchetat să ia ut Arad și a dorit foarte mult. Da. El e din Arad, dar trăiește în Snagov aici. Deci vom construi un bloc împreună, dar pentru noi nu să facem afaceri imobiliare. Adică e un butic, așa, un bloc butic foarte cu 6 duplexuri în care îl avem, îl luăm împreună. Adică deci te vom vedea în continuare în postura de Expert TV. Da. Și îți vom aștepta concluziile după meciuri și ne vom bucura de poveștile tale așa cum ne-am bucurat astăzi împreună cu oamenii care ne-au urmărit. Ți-am spus, a fost un dialog liber, deschis, sincer. Mă bucur sincer că ai venit și că ai acceptat să discutăm și să rememorezi atâtea momente din cariera ta. Îți mulțumesc încă o dată, sper să ne mai vedem. Tot ce a fost de partea mea, câte ani și repet, faceți o treabă foarte bună și cred că este nevoie de genul ăsta de emisiuni în care cei care au făcut performanță în fotbal românesc și nu numai, este nevoie să spună lucruri care foarte greu să poți să le spun vreodată într-o emisiune sportivă. Evident, e alt format, alte obiective. Da, mă bucur din suflet că am putut să fac interviul ăsta cu tine
și că ai atins toate subiectele importante din viața mea. Mulțumesc mult, Ilie. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm în continuare cu alte episoade interesante din podcastul Profu de Sport. Până data viitoare, aveți grijă de voi.